Riscul de producere a avalanșelor în munții Făgărași este unul ridicat potrivit buletinului Niveo Meteorologic al Administrației Naționale de Meteorologie și a Prognozei Meteo pentru următoarele zile. Așadar, la peste 1800 de metri altitudine, probabilitatea este de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5, risc ce se va menține și în zilele următoare. În acest context, pentru prevenirea accidentelor montane, salvamontiștii din Victoria solicită turiștilor să nu efectueze ascensiuni pe trasele turistice superioare cabanelor din zonă și să evite practicarea sporturilor de iarnă în această zonă. Din păcate, sunt și turiști care își riscă viața. Este și cazul unor schiori nemți care au coborât ieri la îndemnul salvamontiștilor. Este risc destul de mare. În ultimul timp a nins, să zic, abundent, începând de vineri, și un fenomen care nu s-a mai repetat, nu a mai avut vânt așa de tare, deci zăpada s-a cam depus pe versanți. Și la acest risc mai contribuie și faptul că aerul e tot mai cald. Deci riscul este foarte mare de avalanșe. Deci sfătuim turiștii să nu iasă în golul alpin sub nicio formă. Din păcate avem mereu probleme cu, în ultimul timp, cu schiuri de schiuri de tură, și ieri am coborât pe unii de acolo care habar n-aveau, se plimbau în voie. Bineînțeles, mai mult cei mai mulți străini. Unde erau turiștii? În Germania. Trebuie reținut că e pericol de avalanșă chiar și în zona de pădure, se poate declanșa, că s-a încălzit foarte mult. Așadar, turiștii care doresc să practice sporturi de iarnă în această zonă sunt rugați să solicite informații și să respecte recomandările patrulei Salvamont, aflată în zonă, și de asemenea să fie dotați cu echipamentul individual de salvare din avalanșă, respectiv sondă de avalanșă, lopată de zăpadă, dispozitiv electronic de semnalizare căutare în avalanșă. Reamintim faptul că trasele turistice superioare cabanelor din munții Făgărașului sunt închise.